Salut! Astăzi am să vă prezint pățanea mea cu Emago. În data de 19 noiembrie am comandat o ușă PVC cu geam termopan. Comanda respectivă am plătit-o cu cardul, inclusiv transportul 40 de lei. Data estimată inițial era 28-29 noiembrie. În data de 30 noiembrie am luat legătura telefonică cu cei de la EMAG și le-am comunicat că nu am primit comandă. Mi-au zis că este o perioadă aglomerată și, într-adevăr, ușa a fost predată către curier. Când mă uit în cont, la 17:36, într-adevăr, așa apare că ușa a fost predată curierului. Data estimată de această dată era 3 decembrie, 4 decembrie. Am așteptat 4 decembrie, 5 decembrie, 6 decembrie, am văzut că nu primesc comanda. Pe data de 7 decembrie iau legătura iar cu cei de la EMAG. De această dată fac și o sesizare scrisă. Nu am primit niciun răspuns până acum, în care le comunic faptul că nu am primit comandă. Mi-au promis că se vor interesa la depozit și în cel mai scurt timp o să primesc ușa. Am mai așteptat încă aproximativ o săptămână și am luat legătura cu ei în data de 13 decembrie. În data de 13 decembrie, aceleași promisiuni, am mai așteptat aproximativ o săptămână, iar în data de 20 decembrie, iar iau legătura și telefonic și cu o solicitare scrisă. Nu am primit răspuns nici de la această solicitare scrisă. În urma discuției avute cu reprezentantul EMAG, acesta îmi propune să stornez comanda pentru că probabil s-a pierdut undeva prin depozit. Deci să stornez comanda și astfel ar veni o comandă nouă și se poate urmări mai ușor. Eu am fost de acord cu stornarea, cu condiția ca livrarea să se facă mai rapid și rambursul să fie zero, pentru că deja eu plătisem comanda. Aici eu am convorbirile efectuate cu cei de la EMAG și acum să vă pun pe scurt o parte din discuția avută pe 20 cu reprezentantul EMAG. Am refăcut comanda, exact cum am spus, și am trimis pe cei din depozit să-mi refactoreze, să-mi refactoreze comanda cu rambursarea, să vi se trimite dumneavoastră cât mai rapid posibil. Normal, cam undeva până pe data de 27 sau în jurul dății de 27, am trebuit să vi se trimite această comandă. Bine. Deci, am convenit cu el ca comanda să fie cu ramburs 0. Când mă uit în contul meu, într-adevăr pe 20 decembrie apare o comandă nouă cu un alt număr, numai că, surpriză, nu mi-apare aici de plată 638,98 lei. Adică nu mai apărea că comanda este plătită. Iau chiar legătura cu cei de la EMAG a doua zi dimineața, explic situația și mi-au zis să stau liniștit că așa apare în sistem, dar în realitate ei au trimis e-mail curierului în care o să fie cu ramburs 0. Între timp, în data de 22 decembrie, observ în contul meu o altă comandă pe care eu știam că nu am făcut-o.
în valoare de 749,98 lei, adică 750, cu total 709,99. Când am deschis comanda, constat că este vorba de aceeași ușă, numai că de această dată s-a modificat prețul, vedeți că este total 750 lei. Și vedeți că este ușa termopan, este aceeași comandă. Mi-apare aici total produse 710 lei, cu cost livrare gratuit, total de plată EMAG 709,99. Dar în realitate erau 750 lei. Am mai făcut o solicitare telefonică, le-am explicat care e situația, mi-a zis să stau liniștit că eu nu am nimic de plătit. În data de 27 decembrie, la ora 9 dimineața, primesc un SMS de la curier în care mi se comunica că va fi livrată comanda, dar am de rambursat 750 de lei. Când am văzut că am de rambursat 750 de lei, am luat iar legătura cu cei de la EMAG, le explic situația și mi-a zis să stau liniștit pentru că rambursul este zero. Eu, după ce am vorbit cu cei de la EMAG, am sunat pe cei de la FanCurier și mi-au comunicat că la ei în sistem apare cu rambursul 750 de lei. Iar iau legătura, după cum se vede aici, în 27 am 3 discuții, iar iau legătura cu cei de la EMAG, le-am explicat situația, cei de la FanCurier mi-au zis să le trimită cei de la EMAG un e-mail în care să le comunice că rambursul este zero. Explic la Duduia de la EMAG, mi-a zis că deja sunt trimise nu știu câte e-mail-uri și trebuie să verifice ei mai bine în sistem. După ce am vorbit cu ea, am mai dat un telefon la FanCurier și le-am explicat că trebuie să uite ei în e-mail, verifice e-mail-ul că precis au primit unul în care se comunice că rambursul este zero. Acum am să vă pun un pic din convorbirea de la al treilea telefon dat la FanCurier. Bună ziua, da, vă rog frumos. Da, tot eu am revenit. Da. Mi-au zis că v-au trimis pe adresă acum. Ați primit? Nu, eu l-am trimis lor acum un mail prin care să-mi confirme dacă se renunță sau nu. Deci, după cum vedeți, cei la FanCurier au fost de treabă și au trimis ei e-mail către EMAG ca să le confirme că comanda este cu ramburs zero. Deci, după aproximativ 10 solicitări telefonice și 2 scrise, până la urmă problema a fost rezolvată. Dar dacă nu eram atent, eu trebuia să plătesc această comandă de 2 ori și cine știe ce se mai întâmpla, adică se complicau lucrurile. Deci cei la EMAG sunt și neserioși. Am avut și comenzi onorate la timp, dar cu această comandă s-a sărit calul. Deci atunci când comandați ceva de la EMAG, vă rog să verificați toate detaliile comenzii, că s-ar putea să fie și unele probleme. Eu cam atât am avut să vă zic pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să dați un like și un subscribe. La revedere!